Deschideți Biblia la prima carte din Biblie și cred că pocăiților nu trebuie să le mai spunem. Prima carte din Biblie este Cartea Începuturilor și anume Cartea... Care cartei? Geneza. Geneza. Suntem la Cartea Genezei, la capitolul 39, pagina 44, foarte ușor de găsit. Geneza, capitolul 39, voi citi un fragment din viața unuia dintre cei mai cunoscuți oameni din toată Biblia, și foarte interesant că această carte a începuturilor are oameni foarte cunoscuți, ca de exemplu primii oameni, ca de exemplu patriarhii. Și cu toate acestea, cartea genezei cel mai mult și mai mult și mai mult vorbește despre, despre Iosif. Despre Iosif, teologii spun că între viața lui și viața Mântuitorului sunt unul dintre ei, un părinte al Bisericii cunoscut, a descoperit că sunt 113 puncte comune. Vă mai zic o dată, dacă nu v-am impresionat, mai zic. 113 puncte comune. Nu le zic pe toate 113 în seara asta, dar măcar vreo 78 vă zic. Și veți vedea că între viața Domnului Isus și viața lui Iosif sunt multe lucruri care seamănă. Și am ales să citesc din capitolul 39 un fragment din capitolul 39 și puțin și din capitolul 40, să vă țin în picioare, să știu că vă obosesc o leacă. Capitolul 39 îl prezintă pe Iosif, era departe de casă, vândut ca, vândut ca sclav. De cine? De frații lui. Nu vă aduce aminte de Domnul? Până și lucrul ăsta. Și în versetul 1 spune Biblia așa. Iosif a fost dus în Egipt și Potifar, care era ministrul lui Faraon sau dregătorul lui Faraon, care era căpetenia străjerilor, Cine erau străjerii ăștia? Erau oia care l apărau pe faraon, adică cei mai de încredere oameni ai lui faraon. Omul ăsta despre care spune Biblia că era un egiptean, l-a cumpărat de la Ismailiții care l-a duseseră acolo. Știți că Ismailiții l-au cumpărat de la frații lui, care mai întâi au vrut să-l omoare. Știți foarte bine despre ce vorbește Biblia. Și acum versetul 2 scrie așa, zice, Domnul a fost cu Iosif. Dar acum mai continuă și zice ceva. Eu dacă scriam Geneza, da, slavă Domnului că n-am scris-o eu, nu știu dacă aș fi îndrăznit să scriu următoarea propoziție. Zice, așa că toate îi mergeau bine. Numai că el era rob, numai că mama lui murise când era adolescent, numai că a fost vândut de frații lui, în rest toate mergeau bine. El locuia în casa stăpânului său, egipteanul, și stăpânul lui a văzut că Domnul era cu el și că Domnul făcea să-i meargă bine ori de ce se apuca. Motiv pentru care Iosif a căpătat mare trecere înaintea stăpânului său, care l-a luat în slujba lui, l-a pus mai mare peste casa lui. Și acum, fiți atenți, i-a încredințat tot ce avea. Și de îndată ce Potifar l-a pus mai mare peste casa lui și peste tot ce avea, avea Domnul a binecuvântat casa egipteanului, nu din cauza lui Potifar, ci din pricina lui Iosif. Și binecuvântarea Domnului a fost peste tot ce avea el, fie acasă, fie la câmp. Egipteanul l-a lăsat pe mâinile lui Iosif tot ce avea și n-avea altă grijă decât să mănânce și să bea. Probabil că nu neapărat în ordinea asta, poate mai mult să bea decât să mănânce, dar oricum omul ăsta n-avea nicio altă grijă, administrarea averii era în mâna lui Iosif. Și următorul fragment biblic ne prezintă credincioșia lui Iosif, curăția lui, înaintea lui Dumnezeu. Și pentru că Iosif alege să ducă o viață curată și refuză să trăiască în păcatul imoralității sexuale, spune Biblia că în loc să fie premiat, să primească, știu eu, o recompensă, e trimis la pușcărie. Și versetul 21 prezintă această realitate în următoarele cuvinte. Zice așa, iarăși, Domnul a fost cu Iosif, ba mai mult, dacă înainte, zice, toate îi mergeau bine, acum zice Biblia că Domnul și-a întins și bunătatea peste el. Mai interesantă e bunătatea Domnului. când noi cântare veche, bunătatea ta, bunătatea ta. Dar bunătatea Domnului când se întinde păstă Iosif, știți unde ajunge? La pușcărie. Dar pe nedrept, evident. Și acolo în pușcărie, spune Biblia în capitolul 40, că faraon își trimite doi dintre miniștri. Nu știm care e motivul, dar amândoi ajung acolo. Mai marele paharnicilor și mai marele pitarelor. Și amândoi într-o noapte au câte un vis și visul ăsta e tulbură, nu-l înțeleg. Și când se trezesc dimineața, spune Biblia în capitolul 40, versetul 6 zice așa. Iosif când a venit dimineața la ei, s-a uitat la ei și i-a văzut triști. Atunci, atunci a întrebat pe miniștrii sau dregătorii lui Faraon care erau cu el în temnița stăpânului său și le-a zis pentru ce aveți o față așa de posomorâtă azi? Asta e o întrebare care îți vine în minte de multe ori și în adunare. Ei au răspuns, am visat un vis și nu este nimeni care să-l interpreteze sau să-l tălmăcească. Iosif le-a zis, tălmăcirile sunt ale lui Dumnezeu, istorisiți-mi dar visul vostru. Și cei doi îi spun visul, voi cunoașteți Biblia, știți despre ce e vorba. Și Iosif îi spune fiecăruia în parte ce înseamnă mai mare lui paharnicilor îi zice, visul tău înseamnă că vei ajunge din nou ministrul lângă faraon. Dar spune așa, fii atent, când vei ajunge la bine să nu uiți de mine. Celui alt, celuilalt, alt îi spune, visul tău înseamnă că vei muri. Și evident că se întâmplă asta. Dar îi spune mai mare lui paharnicilor așa, în versetul 14. Aduți aminte de mine când vei fi fericit și arată rogute bunătate față de mine. Și aici o, o, o fază românească, da? E internațională. Zice, pune o vorbă bună pentru mine la faraon și scoate-mă din casa asta. Și ca să nu vă țin prea mult în picioare, voi încheia citirea cu versetul 23, în care puteți să vedeți cât de mult vă puteți încrede în prieteni, dragi tineri, și în oameni, dragi frați și surori, în general mai marele paharnicilor, mai marele paharnicilor, nu s-a mai gândit la Iosif când a ajuns la bine. Și o propoziție scurtă, fix ca memoria lui. la uitat. Amin. Acesta este cuvântul lui Dumnezeu, vă rog să vă așezați. Să văd dacă se aude mai bine cu asta. Nu trebuie să vorbesc așa de tare vă las să respirați puțin, să vă așezați, că eu nu prea știu predica scurt. Biruiește doar cel care iubește. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii, însă continuarea înțelepciunii este dragostea de Dumnezeu. Nu poți fi pocăit dacă nu-L iubești pe Dumnezeu. N-ai cum. Dacă ești la biserică doar de frica pedepsei, vei rămâne o vreme. Însă la un moment dat se duce pandemia și se duce și frica. Secretul pocăinței este să-L iubești pe Dumnezeu. Dacă m-ar întreba cineva, acum noi predicatorii trăim pe următorul principiu, dacă voi nu aveți întrebări, noi avem răspunsuri. Așa că dacă nu mă întrebați voi, mă întreb singur și tot eu răspund. Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă să fii pocăit, ea zice așa, a fi pocăit, și le zic ăstora care sunt aici în tribuna întâi și urmează să se boteze, ei, yes, nu? Așa, cu voi vorbesc acum. Că mâine o să fiți îmbrăcați în alb, emoționați, cu gândul la flori și alte chestii. Acum, obligatoriu, voi trebuie să fiți atenți. A fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele. Știu că nu veți îndrăzni să spuneți un amin hotărât cu gândul că se vor uita oamenii la voi și vor zice, mă, dar ăștia păcătoși. Dar Biblia spune că toți oamenii sunt păcătoși. A fi, păc a fi pocăit înseamnă să-L iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatele și de dragul lui Dumnezeu să renunți la păcatul din viața ta. Mi-aduc aminte că în urmă cu ani de zile, după terminarea unui program, o doamnă a venit la mine și mi-a zis Domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar nu mă pot lăsa de fumat. Și eu i-am zis, cum eram obosit, și acum oamenii când sunt obosiți sunt ca și copiii. De obicei, tind să spună lucrurilor direct în fața, așa că și astăzi se dă online. Da. A, atunci trebuie să fiu atent. I-am zis, uh, i-am zis, Doamne, înseamnă că iubiți țigara mai mult decât îl iubiți pe Iisus. Și așa s-a supărat Doamna pe mine. Avea o poșetă mare în mână și s-a la mine amenințător de-a dreptul. A fi pocăit înseamnă să îl iubești pe Dumnezeu mai mult decât îți iubești păcatul. Biruiește doar cel care iubește. N-ai nicio altă șansă să rămâi credincios. De fapt, dragostea de Dumnezeu îți dă putere să treci și să biruiești tentațiile, ispitele, dar și problemele din viața asta. Unul dintre cei mai buni prieteni de-ai mei, a avut un singur copil și copilul i-a murit din cauza unei probleme la inimă cu care s-a născut, o malformație congenitală. Înainte să se nască copilul ăsta, medicii au spus că nu se va naște, că acest copil va muri. A venit în lumea asta și în fiecare an doctorii spuneau că va muri. Copilul a murit cândva pe la 11-12 ani. Am fost la înmormântarea lui. Era foarte matur pentru vârsta lui și la vârsta de 6-7 ani avea niște lucruri extraordinare. Mi-au povestit părinții că la un moment dat, când era aproape de moarte, mama, neputând să-l vadă în situația aceea, ieșea, plângea afară și copilul, observând și băgând de seama, ați observat că de obicei, copiii care trec prin boală, și am fost de foarte multe ori prin spital și am vizitat copiii aflați în situații de felul acesta, sunt parcă mai maturi, au o gândire extraordinară, maturizată, precoce, forțată de boală. Și copilul, ca să încurajeze pe mama, eu zic mamei, mamă, nu mai învățat tu din Biblie, și am învățat din Biblie treaba asta, că lui Moise, Dumnezeu a zis, nu poate omul să mă vadă și să trăiască. Dacă eu mor, o să fiu primul din familia noastră care îl vede pe Dumnezeu. De altfel, i-au pus pe piatra de mormânt, o piatră neagră frumoasă, piatra funerară, cu litere albe, epitaf se numește ce scrie acolo, căci nu poate omul să trăiască și să mă vadă citat Dumnezeu. La înmormântarea acestui copil, tatălui, care avea niște mâini, cum sunteți voi ăștia care lucrați în construcții, niște mâini, știu că și fratele meu are, niște mâini mari, muncite, a luat mânuțele copilului său, care din cauza problemei la inimă nici nu a fost foarte dezvoltat, dar era foarte, foarte inteligent și precoce în gândire, le-a luat în mâinile lui mari, mânuțele lui, l-a sărutat pe frunte înainte să fie pus în mormânt și a zis doar atât, la revedere. Dacă m-ar întreba cineva ce înseamnă credința, pentru mine asta e definiția credinței. Eu am declarat-o public de mai multe ori că nu-mi plac în mormântările. Cu toate că una dintre bisericile pe care o păstoresc are o grămadă de oameni în vârstă. Cealaltă numai tineri, nu știu cum s-a întâmplat. Una plină de tineri, alta plină de bătrâni. Am declarat-o public de mai multe ori că nu voi participa nici măcar la înmormântarea mea. Așa de pornit împotriva înmormântărilor. Trupul meu va fi acolo, de 100% eu voi fi în altă parte. Când vor cânta ai noștri cântările de înmormântare, când mă vor lăuda și dacă vrea cineva să mă laude, le-am zis fraților, lăudați-mă acum că după aia nu-și mai contează, eu cu siguranță voi fi în altă parte. Dar dacă m-ar întreba cineva ce este credința, a zice că asta e credința. Într-o lume în care vezi înmormântări în fiecare zi, cum era în pandemie, număram morții zilnic, să crezi că există viață veșnică. Asta e credința. Bazat pe ce? Că doar n-ai văzut. Bazat pe ceea ce spune Dumnezeu aici. Bazat pe ce? Bazat pe iubirea mea pentru Dumnezeu. Pentru că biruiește doar cel care iubește. Unii dintre voi încercați să vă pocăiți de ani de zile. Luptați cu păcatul din viața voastră și ați ajuns la concluzia că nu se poate. Știți cum e românul? În general, voi ăștia nu prea sunteți jumii juma, să zic așa, crescuți aici. Dar la român, de exemplu, dacă mergi cu o mașină la mecanic, după ce o să-ți o țină două săptămâni, la final o să-ți dea concluzia, nu se poate. <laughs> Sunt oameni care ani de zile luptă să se pocăiască și ajung la concluzia asta. Nu se poate. De ani de zile lupți cu un păcat din viața ta. De ani de zile încerci să faci ceva. Ai încercat toate metodele. Dragi părinți, voi ați încercat toate metodele cu copiii voștri. Vă spun ceva. Nu funcționează nimic în afară de dragostea de Dumnezeu. Toată porunca lui Dumnezeu, toate poruncile lui Dumnezeu pot fi rezumate la asta. Dacă îl iubești pe Dumnezeu, zicea fericitul Augustin, hai să vă spun și o rugăciune. Am citit rugăciunea asta și îmi place. Zice așa, Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Singura soluție să poți să biruiești păcatul din viața ta nu e să te gândești că tata și mama sunt în spatele tău sau vreo doi frați din comitet, cum credeau frații mai demult. Mă, trebuie să punem în dreptul fiecărui om din biserică câte vreo doi din comitet. Nu! Ci este dragostea de Dumnezeu. Pentru că dacă îl iubești pe Dumnezeu, renunți la lucrul acela de care poate trupul tău și mintea ta și dorințele tale și instinctele tale e legat, dar pe de altă parte, dragostea de Dumnezeu îți dă putere să biruiești. De aceea, titlul predicii din această zi este: Dacă n-ați uitat, biruiește doar cel care iubește. Și mă rog din toată inima ca Dumnezeu să toarne în inima noastră această dragoste pentru Dumnezeu. Mai zic o dată mă rog din toată inima ca Dumnezeu prin Duhul cel Sfânt să toarne în inima noastră această dragoste pentru Dumnezeu. Amin. Sunt oameni care se chinuie din greu să citească din Biblie. Stau de vorbă cu oameni care zic, mă, eu am încercat să citesc din Biblie. Posta pe net, zice, vreau să spun ceva, frate, posta ore întregi, n-am treabă, like, 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 dislike, ador și așa mai departe. Dar dacă mă pui să fac o rugăciune după trei cuvinte, mă lovești un somn de n-ai văzut. Dacă mă pui să citesc din Biblie, după trei versete, parcă nu mai pricep nimic, mă lovește din nou somnul. Dacă e vorba să ascult o predică, după, după primele cuvinte, deja parcă nu mă mai pot concentra. Dacă îmi vine vorba să ascult ce îmi place mie, să mă uit la un film pe Netflix, să văd nu știu ce, acolo aș putea sta ore întregi. Ascultați-mă bine, soluția ca să poți să iubești Biblia, soluția să-ți placă la biserică, soluția să poți să stai pe genunchi, Soluția să nu te plictisești în rugăciune, soluția să, să, să poți împlini în viața ta cuvântul lui Dumnezeu e una singură, să-l iubești pe Dumnezeu. Ăsta e secretul. Și mă rog din toată inima să ne dea Dumnezeu puterea și predica din această zi să fie un impuls în această direcție. Amin. Biruiește doar cel care iubește. Mi-aduc aminte de o fetiță care se ruga la căpătâiul mamei ei. M-am dus odată să fac o rugăciune în dreptul unei femei care era bolnavă de cancer în stare terminală. Și mi-am și acum cu cât drag se ruga fetița asta, nu știu câți ani să fie avut, până în 10 ani. O rugăciune plină de iubire și foarte simplă, în care îi spunea lui Dumnezeu doar atât, Doamne, fă ca mama să nu moară. Eu m-am uitat la situația în care se afla și m-am gândit că peste câteva zile urmează înmormântarea. Am făcut ungerea cu de lemn, am făcut rugăciunea, dar vă mărturisesc că nu prea am crezut că se va întâmpla ceva. Și acum toți pastorii și toți slujitorii de aici vor recunoaște faptul că sunt situații în care mergi, faci ce trebuie să faci, chiar dacă nu vezi că Biblia zice că noi nu trăim prin vedere, ci prin credință. Faci treaba prin credință. Era joia. Mi-aduc aminte că a fost joia pentru că joia seara aveam program la biserică și câteodată programe de joia seara sunt exact ca niște mormântări, de asta nu mă uit. După aia a fost program, a doua zi am fost plecat din țară, mi se pare în Anglia, vineri, sâmbătă. Sâmbătă noaptea, călătorie spre România. Duminică dimineața, la biserică. Și pe drumul spre biserică, înainte să intru în biserică, văd că mă sună omul, mă sună soțul acestei femei și când am văzut că mă sună, vă mărturisesc că nu i-a răspuns. Că m-am gândit, mă sună să mă cheme la înmormântare. Dar pentru că omul avea darul ăsta, nu știu cum să-l numesc, penticostal, al insistenței, al stăruinței, o mai sunat odată, o mai sunat o dată și m-am gândit, mă, în primă fază n-am vrut să răspund că am zis, mă, nu-mi stric inima înainte de program, fie ce-o fi. I-am răspuns și când i-am răspuns mi-a dat seama după ton că e de bine. Uitați cum mă uit la voi acum, eu îmi dau seama după cum vă uitați la mine dacă mă ascultați sau nu. Îmi dau seama dacă ești cu gândul în altă parte, să nu cumva să vă imaginați, mai ales cum sunteți aici, așa de bine sunteți așezați. Poate unii vă imaginați că dacă stați acolo în spate puteți dormi o leacă, nu puteți, să știți, sunt cu ochii pe voi. După voce mi-am dat seama că îi bucuros. După cum mi-au zis, pacea Domnului. <gântări> și când mi-au zis pacea Domnului, am zis, mă, e de bine. Mi-au zis, frate, te-am sunat să-ți mulțumesc și să mulțumesc bisericii. Uite ce s-a întâmplat. După puțin timp, de, după ce ai plecat din, de acolo, din spital, soția mea și-a revenit din starea în care se afla, au început să umble, medicii au spus că nu înțeleg ce se întâmplă, ultimile analize sunt bune și vreau să continuați să vă rugați. Și în timp ce îmi mulțumea, eu l-am întrerupt și am zis, omule, drag, îți mulțumesc că mulțumești, dar eu vreau să spun ceva, dacă era după credința mea, tu, eu am crezut că mă sună în mormântare. Dacă vrei să mulțumești cuiva, în primul rând mulțumește lui Dumnezeu și dacă Dumnezeu a ascultat o rugăciune, a ascultat rugăciunea fetei voastre, dar Dumnezeu a mai onorat ceva, credința voastră. Că în Biblie zice așa, dacă este printre voi cineva bolnav, ce să facă? Să se roage și mai zice ceva să cheme pe prezbiterii bisericii. Așa zice acolo. Zice să cheme. Că unii ajung în spital și supărați că pastorul nu-i vizitează. Dar pastorul n are de unde să știe că tu ești în spital. Acolo zice că tu trebuie să-l chemi. Să se roage pentru tine. Să-ți facă ungerea cu un de lemn. Și am zis, pentru că voi ați avut încrederea asta că ceea ce spune Biblia e adevărat, Dumnezeu a onorat încrederea voastră. Și vreau să vă spun ceva. Femeia asta astăzi este perfect sănătoasă. Nu pentru că am avut eu o rugăciune extraordinară, că dacă era după rugăciunea mea, era de mult înmormântată, ci pentru că Dumnezeu a fost bun și a onorat încrederea acestor oameni, slăvi să fie numele Lui. Dar biruiește doar cel care iubește. Voi ați văzut cum ne rugăm când ne rugăm pentru cineva la care ținem. Dar ați văzut cum ne rugăm când ne rugăm pentru niște nume pe care le punem am văzut că toate bisericile mai noi au așa niște nume. Un pomelnic lung, fratele Vasile, sora Maria, fratele Ioan, îi pus acolo și-s numai niște nume, parcă ar fi niște CNP-uri. Dar voi v-ați gândit că în spatele acelui nume e o mamă, în spatele acelui nume e un tată, în spatele acelui nume e un copil. Și dacă ar fi copilul nostru, n-am sta așa de liniștit cum stăm și parcă a dormit pe jumătate, dar dacă în lista aia lungă e pruncul tău, Dintr-o dată ești mai cercetat, dintr-o dată parcă rugăciunea ta e mai, e mai cu putere și de multe ori am zis lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule nu mă lăsa să mă rog numai de dragul de a mă ruga, că de multe ori mă surprind eu pe mine însumi că mă rog așa fără niciun fel de dragoste. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, dacă mă rog, dăm puterea să mă rog, dacă mă rog pentru un copil, nu pot să mă rog, nu vreau să fiu ipocrit ca și cum aș ruga pentru copilul meu, dar vreau să mă rog cu toată inima, pentru că știu un lucru, că tu onorezi rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Biruiește numai cel care iubește. M-auziți ce vă spun? M-am uitat să văd dacă mai lungesc introducerea asta. Nu, că e prea lungă fost. Ăștia care predică de obicei nu lungesc, dar eu pentru că am venit rar la voi, cine știe când mai dă Domnul și atunci vă zic tot ce știu. Sunt două domenii, dacă vă zic tot ce știu, nu stăm până dimineață. Două domenii, două, numai două puncte, am, numai că și punctele astea mai au niște subpuncte, dar nu vă spun ca să nu vă descurajez. Biruiește doar cel care iubește în două domenii. Primul domeniu, domeniul tentațiilor sau ispitelor. Și al doilea, domeniul încercării sau a suferinței. Ispita și încercarea. Cel care iubește, biruiește ce? Mă auziți? Ispita și încercarea. Vom privi în această zi la exemplul lui Iosif. Și dacă Iosif a biruit, și noi putem birui. Haideți să începem cu ispita. Ce este ispita? Ca la școală. Copiii ăștia la școală, nu știu. Și acolo, la școală, întotdeauna se începe cu o definiție. Ce este ispita? Ispita este reclama pe care diavolul o face păcatul. Ispita nu e totuna cu păcatul. Biblia spune în Evrei, capitolul 4, în versetul 15, mi se pare că și Domnul Isus Hristos a fost ispitit la fel ca și noi, dar fără păcat. Ispita nu-i totuna cu păcatul. Mi-a zis odată un adolescent, zice, frate păstor, am fost ispitit să, să, să copiez la școală. Am păcătuit? Zic, Bă, dacă n-ai copiat, n-ai păcătuit. Pentru că ispita nu-i totuna cu păcatul. E doar reclama pe care diavolul o face păcatului. Nu există om în locul ăsta care să spună, domnule, eu nu-s ispitit. Să fim serioși. Ce este ispita? E gândul care se manifestă în întrebarea ce-ar fi dacă. Câtă vreme gândul rămâne la întrebarea ce ar fi dacă și nu se transformă în întrebarea cum ar fi dacă, nu-i păcat. Dar în momentul în care ispita se transformă în imaginație, deja acolo e păcat. De ce? Pentru că diavolul când pune stăpânire pe mintea ta, următorul pas, când ți se oferă posibilitatea să pui în practică păcatul, fără să suporți consecințele, că omul totdeauna se gândește, bă, dar dacă păcătuiești ce mi se întâmplă, vei păcătui. De-aia Biblia vorbește și despre nivelul ăsta al păcatului, care e la nivelul minții, și acum, acum vă spun ceva, în rugăciunea Tatăl nostru, noi avem acolo o propoziție interesantă, vă aduceți aminte? Și nu ne duce pe noi, dar știți că Biblia zice în Iacov în capitolul 1 cu 13 că Dumnezeu nu ispitește pe nimeni. Vă aduceți aminte de treaba asta? Și atunci, vreau să vă spun ceva. Cuvântul ispită în Biblie nu înseamnă numai tentația de a păcătui, ci înseamnă și încercare. Și noi în rugăciunea Tatăl nostru când îi spune lui Dumnezeu, Doamne Dumnezeule, uh, nu ne ispiti, noi nu îi spunem să nu ne tenteze cu păcatul, ci noi îi spunem, Doamne Dumnezeule, nu ne încerca credința mai mult decât putem noi duce, că și așa suntem slabi și amărâți și vai de capul nostru. Mă înțelegeți? Niciodată Dumnezeu nu tentează pe nimeni cu păcatul. Și acum, că lucrurile astea stabilite, am stabilit treaba cu definiția, Vă întreb eu, poate fi biruită ispita, da sau nu? Știți cum zic mulți? Domnul pastor, eu m-aș pocăi, dar ispita e mare. Și după aia lista de ispite și de tentații pe care mulți le -au. Știți de ce unii dintre ai voștri, dintre prietenii voștri, nu s-au botezat acum și nu se botează împreună cu voi? Din cauza asta. Mulți zic, mă, eu m-aș pocăi, dar sunt prea multe tentații. Eu vă întreb, dar din toată, cu toată sinceritatea, e posibil să biruim ispita acum în secolul 21? Da sau nu? Da, da, da. No, după cum ați zis, da, ăsta... Știți cum ați răspuns voi? Cum răspundeam eu la matematică. Mă întreba mai că mea ridicam mâna, ridicam, dar sub bancă să nu vadă profesoara, că știam că mă întreba mama acasă. A ridicat mâna, a ridicat. nu -a, a văzut profesoara. Eu vă mai întreb o dată și aș vrea răspunsul vostru să dea mai mult curaj. Nu știu cum să vă explic. Eu mă gândesc că e de la oboseală, sâmbătă, nu prea ați dormit. Acum vă mai zic o dată. Credeți că poate fi biruită ispita, da sau nu? Da. Amin, asta a fost mai bine. No, acum o să ne uităm împreună la exemplul lui Iosif și veți vedea că omul ăsta, extraordinar, cu un destin excepțional, care stă la închisoare. 10 ani din viața lui, de la 20 de ani până la 30 de ani. Și la 30 de ani Dumnezeu îl scoate cu mână puternică de acolo și zice, îl face un fel de prim-ministru, un cea mai mare forță economică și militară din vremea lui în țara Egiptului și dă pe mână faraon toată averea lui și să administreze cea mai tare țară din vremea aceea. Omul ăsta biruiește trei ispite în viața lui. 1. Ispita de a tăcea atunci când ar trebui să vorbești și de a vorbi atunci când ar trebui să taci. Doi, ispita de a, nu știu cum să vă explic, de a lua ceva ce nu-ți aparține. Și trei, ispita de a trăi în imoralitate. Sunt trei ispite pe care cel puțin astea trei le-am găsit la Iosif, dar sunt multe altele pe care Iosif le biruiește. Hai să ne uităm puțin în casa lui. Ne întoarcem în casa lui. Dragi copii, pentru că și știu momentul ăsta, aș vrea să vă spun că Iosif era printre cei mai mici din familia lui. Și de obicei cei mai mici din familie se ocupă cu Știți ce făcea Iosif? Voi știți, în capitolul 37 spune Biblia așa, și vă zic încet, tuturor pruncilor din biserică, Copii ascultați, cel mai mic de obicei merge și spune despre cel mai mare. Ios cel mai mare la noi în familie și am încasat-o de multe ori în locul lui Beni, frate meu, pentru că el era turnătorul șef. Ce făcea Iosif, spune Biblia în capitolul 37, că atunci când frații lui făceau lucruri rele, Iosif se ducea la lui și spunea, nu zice că părea, spunea. Dar fiți atenți, eu am auzit pe unii frazi când că Iosif a fost cam părăcios. Nu. No. Iosif aici biruiește prima ispită din viața lui. știți care e aia? Ispita de a tăcea atunci când vezi răul în viața altuia și de a vorbi când n-ar trebui să vorbești. Adică. De ce să-i zic eu? De ce să mă pun eu rău cu ei? Că dacă le spune, dacă spune, vă aduceți aminte, spune Biblia că frații lui nu l-au mai suportat atâta că nu puteau să-i spună nici măcar un cuvânt prietenesc. Ispita de a tăcea, asta e românească. De câte ori nu i-ați auzit pe colegii voștri la lucru zicând, când vine șeful, îi zic. Și când o vine șeful, unul nu o schițat un gest. Ce mai face șeful? Bine, mă bucur că te vadă. Ispita de a tăcea atunci când a trebuit să vorbești și de a vorbi atunci când a trebuit să taci. De multe ori ne trezim că vorbim atunci când a trebuit să fim pe silent. Știți că de multe ori tăcerea vorbește mai mult decât orice cuvânt? Uitați-vă acum. În momentul ăsta a fost cel mai atenți din toată predica. Știți că de multe ori tăcerile, cei care sunteți muzicieni, știți, tăcerile între note sunt mai importante câteodată decât nota muzicală. Ce vreau să vă spun cu asta? Voi vă aduceți aminte că Isus pe cruce, la un moment dat, neputând cuprinde în cuvinte durerea păcatelor noastre care apăsau asupra Lui, toate chinurile iadului pe care Hristos le suporta în locul nostru, pentru că asta suferea Hristos pe cruce. Știți că spune Biblia că Isus a scos un strigăt mare pentru că nu puteau fi cuprinse cuvi în cuvinte durerile lui. Pentru că vreau să vă spun ceva în seara asta. Sunt lucruri pe care nu le poți descrie în cuvinte. Iubirea câteodată nu poate fi descrisă în cuvinte. Durerea, suferința nu poate fi cuprinsă în cuvinte. Nu știu cum sunteți voi, dar mie câteodată cele mai profunde rugăciuni sunt rugăciunile în care nu rostesc niciun cuvânt în fața lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o revelație. Uite, telefonul ăsta pe care tot îl aducem cu noi la biserică și îl folosim mai iurea de multe ori. Vă spun ceva, înregistrați-vă rugăciunile. O să aveți o revelație. Eu mi-am înregistrat rugăciunea și am zis, Doamne, nu pricep nimic. Nu știu ce înțelegi tu din rugăciunea asta, dar nu mai înțeleg nimic din ea. Și atunci, știți ce am făcut? I-am zis lui Dumnezeu așa, Doamne, sunt prea obosit să vorbesc. Decât să vorbesc în plus, mai bine tac. Cele mai profunde rugăciuni, și ascultați-mă, pe care le-am adus înaintea lui Dumnezeu, nici măcar n-au fost în cuvinte, adică am venit în fața lui Dumnezeu și am zis așa, Doamne Dumnezeule, ți-am spus lucrul ăsta de multe ori, nu fac nimic altceva decât să tac în prezența ta, aștept ceva, aștept atingerea ta și răspunsul tău. Au fost momente în viața mea când obosit de tot repeta lui Dumnezeu același lucru. Că zice Domnul Iisus, Dumnezeu știe Tatăl vostru din ceruri înainte ca voi să cereți ceva. El știe. Și am spus lui Dumnezeu, Doamne, încă o dată și încă o dată și încă o dată, te rog, intervino tu, te rog, Doamne, lucrează tu. Dar sunt momente în viața noastră când nu putem cuprinde în cuvinte ceea ce vrem să-i spunem lui Dumnezeu. Vă sfătuiesc ceva. Sta, aveți înțelepciunea să știți să tăceți în prezența lui Dumnezeu. Îl avem pe Ioan. Vă aduceți aminte de Ioan despre care Biblia vorbește în Apocalipsa? Spune că, că atunci când era în fața Domnului Isus Hristos, zice Ioan, l-am văzut pe Isus Hristos, fața lui strălucea ca so în toată puterea lui. Când l-am văzut, zice Ioan, ce am făcut? Am căzut la picioarele lui ca mort. N-am avut niciun cuvânt să-i spun lui. Dar el a făcut un singur lucru și a întins mâna dreaptă peste mine. Și dacă vă uitați în Biblie, întotdeauna mâna dreaptă reprezintă autoritatea lui Dumnezeu. El și-a întins mâna dreaptă peste mine și mi-a zis atât. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul. Eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cheile locuinței morții lor sunt în mâinile mele, nu te teme. Asta e rugăciunea pe care aș vrea să o duci înaintea lui Dumnezeu în seara asta. O, ieși în seara asta și mă uit la unii dintre voi, sunteți așa de obosiți, sunteți unii dintre voi împovărați, nu vă îndemn să spuneți multe cuvinte, dar aș vrea să vă reamintesc că e prezent în locul acesta același Iisus pe care îl vede Ioan. Fața lui, zice Ioan, strălucea ca soarele în toată puterea lui. Aș vrea în seara asta, acolo unde ești, în adâncul sufletului tău, să te prăbușești în prezent lui și să-i spui, Doamne, cum ți-ai întins mâna peste Ioan, întinde mâna peste mine și spunem -mi și mie, cum i-ai spus lui Ioan, nu te teme. Femeie, Dumnezeu spune și ție în seara asta, nu te teme. Bărbatule, tu care de ani de zile încerci să biruiești ispita din viața ta, dar nu reușești, spune Dumnezeu în seara asta, nu te teme. Și Isus Hristos îți aduce aminte de un lucru. El îți spune și ție, cum i-a spus lui Ioan, eu sunt cel care a fost mort, dar sunt viu în vecii vecilor. Cheile locuinței morților nu sunt în mâinile oamenilor. Cheile locuinței morților nu sunt în mâinile doctorilor. Cheile locuinței morților sunt în mâinile lui slăvi să fie Domnul. Și în seara asta nu vândem să spuneți multe cuvinte, ci acolo unde sunteți. Nu vă uitați la ce se întâmplă în jurul vostru, nu vă gândiți la ceea ce vor spune oamenii, ci acolo unde ești, spune lui Dumnezeu în adâncul ființei tale, Doamne, nu mai am cuvinte să aduc rugăciune. De atâta amar de vreme spun același lucru, dar aștept ceva în seara asta întindeți mâna peste viața mea și spunem -mi și mie, cum i-ai spus lui Ioan, nu te teme. Slăvi să fie Domnul. Mai zic o dată, slăvi să fie Domnul. Și măcar cu pas, pentru pasiunea cu care v-am vorbit, ar fi trebuit să zice și voi un amin mai hotărât, slăvi să fie Domnul. Că altfel obosește și eu. În prima ispită. Ispita de a tăcea, dar și de a vorbi. Știți că și asta cu vorbitul ne trezim că vorbim și în biserică câteodată și ar trebui să tăcem. Dar și în, general între oameni. Mi-aduc aminte că odată s-a pocăit un tânăr, clasa 11 era, avea vreo 16-17 ani și a venit la mine și mi-a zis o să am probleme la școală și într-adevăr au avut pentru că era dură înainte să se pocăiască și un băiat din clasă de la el în fiecare pauză își bătea joc de el. Râdea de el și toți ceilalți colegi se strângeau în jurul lui și râdeau. Și mă întreba băiatul, vine la mine într-o zi și îmi spune, frate pastor, zice, dacă, dacă îi dau o palmă la ăsta și mă rog să mă ierte Dumnezeu, mă iartă după aia? Zic, nu funcționează cu Dumnezeu așa. Dar zic, fii atent, a fi pocăit nu înseamnă să taci tot timpul. A fi pocăit câteodată trebuie să, trebuie să, știi, să vorbești. Biblia spune, Biblia spune câteodată răspunde nebunului după nebunia lui. Zice altă dată nu răspunde ca să nu fii și tu ca el. Dar asta știi de ce depinde? De un singur lucru, de călăuzirea de la Duhul Sfânt. Și atunci am zis, hai să ne rugăm, că tu ești începător în ale credinței, să văd în ce direcție ne călăuzește Domnul. Și m-am rugat împreună cu el și Duhul Sfânt m-a călăuzit să zic, taci, doar atât, taci. Și am zis, taci. Și îmi zice, frate, asta sigur e de la Domnul. Zic, 100%. Trebuie să tac, taci. O tăcut. Luni de zile, în fiecare pauză, colegul lui își bătea joc de el, ceilalți, ca și publicul, se distrau, aplaudau, râdeau. Și mi-aduc aminte că îmi zice, zice, frate, să vezi ce biruință mi-a dat Dumnezeu. Omul ăla care tot râdea de mine, deodată o înceta să mai râdă. Și după câteva săptămâni o venit la mine și mi-a zis, de față cu ceilalți colegi care așteptau să facă din nou show de comedie, mi-a zis, să știi că eu am o problemă și aș vrea ca tu să te rogi pentru mine. Pentru că eu nu cred nici în preoți, nici în pastori, dar eu în tine cred că eu pe tine te-am văzut. Că dacă eram eu în locul tău, eu n-aș fi tăcut și n-aș fi stat cum ai stat tu. Și aș vrea să faci o rugăciune. Și zice, frate, n-am știut ce să fac. Aveam în geantă un nou testament, m-am dus în geantă, zic ce ai făcut? M-am dus, am luat nou testament, m-am dus la catedră și am făcut cum faci dumneata la biserică. Toată adunarea în picioare, citind cuvântul Domnului. <laughs> I-am ridicat pe toți în picioare, am citit din Biblie și am făcut o rugăciune pentru el. În patru ani de liceu industrial, unde e gălăgie și la matematică și în momentul ăla a fost cea mai, liniște, cea mai liniștită pauză. Pentru că ascultă-mă ce spun, când vorbești tu și ar trebui să taci, tace Dumnezeu. Dar când taci tu, vorbește Dumnezeu. E prima ispită, ispita asta. De câte ori când ai fost o ocărât, vorbit de rău pe nedrept și te-ai dus acasă și voi nu v-ați gândit, voi n-ați fost așa, vă nu sunteți așa, vorbesc cu voi acum. Îți zice va ceva, nu-ți vine ideea să răspunzi de acasă când stai, bă, dacă i-aș fi zis așa. Ai niște idei grozave. Când te întâlnești cu omul, nu mai ai nicio idee. Dar stai și își faci planuri. Bă, las că, când mă întâlnesc, vezi ce zic. Cum adică să ia de mine? Dar ce? Pruncul lui mai bun ca mine. Las că atunci când ne întâlnim, îi zic. Nu se poate să-mi zică numai. Și când te întâlnești, Domnul zice: taci. Da, ah, Doamne. E greu să taci. Dar dacă te trezești că vorbești, tu te faci de râs. Dar dacă taci, tu vorbește Dumnezeu. Dar e o mare ispită pentru că noi suntem români și e greu să tăcem și penticostali pe deasupra. Noi suntem gălăgioși și în biserică. Ne place să zicem ce avem de zis, dar Dumnezeu îți spune taci. Pentru că în ziua în care Dumnezeu a hotărât o să te apere, va vorbi El în dreptul tău. Slăvi să fie numele Lui. A doua ispită pe care Iosif obiruiește biruiește de a... Asta e a tău, așa Nu, no, ispita de a lua lucruri care nu se a apar... Aici rămâne, stai liniștit, frate. Tot e uiți, cred că toată predica nu m-a să te uiți la mine. Uh, ispita de a lua lucruri care nu s-a tale. De a te lipi de lucruri. Știți că unii se lipez, Zice, nu știu cum să o lipi de mine. Acum vă întreb, fie vorba între noi, am văzut că pe internet prind ăștia care zic chestii sensaționale. Vreau și eu să fiu senzațional, măcar pentru o clipă. Breaking news. Știți că la știri așa se zice, breaking news. Vă zic în seara asta ce salar avea Iosif. Știți cât câștiga Iosif? Poate vă gândiți, 5.000 de euro, 100.000 de euro, că doar era administra banii unui miliardar. Știți ce salar avea? Nimic. Zero. De ce? Că era sclav. Și dacă era sclav, erai rob aveai de mâncare, aveai un acoperiș și dacă stăpânul tău voia să te vândă, te vindea. Știți câți bani au făcut lui Potifar? Potifar n-avea altă grijă, zice Biblia, decât să mănânce și să bea. Credeți că n-au fost destui care se spună lui Iosif, fii atent că spun ceva, Iosife, fii atent. Păi tu-i faci la ăsta miliarde și el ție nu-ți dă nimic, dar nu-i corect măcar să la. Credeți că n-au fost de ăștia haină de fariseu care să explice? Mă, Iosif, dar așa se cuvine. De unde lucrezi, de acolo trebuie să mănânci. Asta era vorba românului în vremea lui Ceaușescu, când se lipea de tot felul de lucruri la fabrica unde lucra. Oare n-ar trebui să fii și tu plătit de acolo? Dar eu să un lucru, că numele lui Dumnezeu este Iacve Ire, Dumnezeul care poartă de grijă. Credeți că n-au fost destui care să spună Iosif, fii atent, iei niște bani, îi pui într-un cont în Asiria, când omul ăsta, la un moment dat, îi biat, că zice Biblia că n-are altă grijă decât să bea și să mănânce, tu ai plecat și corect, că îi rămâne cu miliardele, ai făcut și tu milionul. Dar Iosif știa că dumnezeu lui îi poartă de grijă. Și ascultă-mă ce spun în această seară, dragul meu și draga mea, care te gândești așa, mă, eu m-aș pocăi, dar mai am de făcut niște învârteli, care știu că nu sunt chiar așa cum ar trebui să fie. Că așa mi-a zis unul, în urmă cu ceva vreme, tare simpatic, după terminarea unui program, vine la mine unul și îmi zice, domnul pastor, eu mă pocăiesc. Dar eu că mă pocăiesc, mă pocăiesc. Nu ca ăștia, că el cunoștea câțiva de aici. Nu din biserica asta, ci de acolo, de unde eram. Eu că mă pocăiesc, uite-te la mine, zice, mă eu mă pocăiesc. Dar încă nu mă pocăiesc. Dar zic, de ce nu te pocăiești? Zice, mai am de făcut niște afaceri. Zic, mai alea nu-s bune afacerile alea, dacă tu nu te poți pocăi din cauza lor. Zice, nu sunt așa bune, dar după ce le rezolv, mă pocăiesc. Dar încă nu mă pocăiesc. Numai ascultă-mă ce spun. Tu care crezi că poți să faci lucruri care sunt la limita legalității. Când diavolul îți dă, tot diavolul îți ia. Și cu dobândă maximă îmi spunea unul, câștigam în fiecare lună 10.000 de euro și la final rămâneam cu datorii de 2.000. Și acum, și acum câștig 1.000 și ceva și încă pun bani deoparte. Cum e posibil? Pentru că spune Biblia în Hagai așa, mâncați și tot nu vă săturați, vă îmbrăcați și tot nu vă este cald și dacă câștigați un salariu, parcă l-ați pus într-o pungă spartă. De ce? Pentru că fără Dumnezeu nu există binecuvântare. Pentru că Dumnezeul nostru, voi cei care sunteți aici în Austria și ați fost mai de mult, aduceți-vă aminte că vă era rușine să vă întoarceți în, în, țară, vă gândeați, mă, dacă m-aș întoarce în România, o să râdă de la mine din sat sau de la mine din Oradea sau de la mine de nu știu unde, de la mine din Suceava sau de la mine nu știu de unde și, și nu mă pot duce. Dar ție -ți era rău că n aveai bani de lucruri elementare unde, în Austria și toți credeau că ești milionar aici. Dar Dumnezeu ți-o purta de grijă. N-ai fi visat. Și vreau să vă spun ceva, biserică. Uitați-vă bine la voi. Părinții voștri nici n-au visat să, să, aibă ceea ce aveți voi. Suntem cea mai binecuvântată generație din punct de vedere material și paradoxal și ciudat și contradictoriu. Ar trebui să fim plini de bucurie. Dar oamenii simpli care -aveau, aveau picioarele înverite niște bucăți de pânză numite obele. Nu înțelegeți voi ce vorbesc acum și vara blau desculți. Când intrau în biserică, nu trebuia predicatorul să spune nu știu ce mare lucru, că toți ziceau slăvit să fie Domnul. Astăzi pot vorbi în fața unei adunări, pot o să vorbesc cât de bine aș fi, oricât de bine pregătit aș fi, să fiu cât de carismatic și să postez jumătate de săptămână, greu mai auzi un amin și un slăvit să fie Domnul. De ce? În mod ciudat, suntem, dacă mă uit în parcare, dacă mă uit în casa voastră, dacă mă uit la noi în România, suntem cea mai binecuvântată generație din punct de vedere material. O, ar trebui în seara asta să spunem, lăudați să fie numele Domnului, slăvit să fie Dumnezeu. Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la la, ce? la somn în adunare? Nu vezi tu, omule, că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la ce? La pocăință, la lacrimi, la puterea de a spune lui Dumnezeu, Doamne, recunosc că fără tine nu pot să fac nimic, că fără tine, Doamne, nu pot să câștig nici măcar 50 de, nu 50 de euro, nici măcar un euro, pentru că fiecare bătaie a inimii mele depinde de tine, Slăvi să fie numele Domnului. Mă gândesc că vin sărbătorile, mă îngrozesc sărbătorile. Cele mai grele predici în bisericile noastre, când îți oameni să tui, e Dumnezeu de zilele alea, când vin toți, după ce au mâncat prăjituri, au mâncat o grămadă de chestii, vin în biserică, că poți predica ce vrea. Și m-am gândit la asta, mi-aduc aminte că în urmă cu câțiva ani de zile m-am dus în spital, cu câteva zile înainte să predic de sărbători. Și mă refer la sărbătoarea în știu că aici la voi o trecut. La noi, duminica viitoare. Și mi-aduc aminte că m-am dus într-un spital la secția de oncologie, adică la cancer pentru copii. Și erau acolo, m-am dus să vizitez o fetiță cu numele uh, Iulia, care era tunsă la zero. Cancerul avea 5 ani, mi se pare, 4-5 ani. Recidivase cancerul a doua oară. M-am dus să mă rog pentru ea, m-am dus cu părinții, m-am dus cu mai mulți. Toți pruncii era de sărbătoare, s-au pregătit să fac acolo o sărbătoare și mă uitam la ei și mă gândeam. Mă uitam la fețele lor, cum cântau cu fețele lor. Fals cântau cu vocea, dar cu fețele cântau dumnezeiește. Mă gândeam atunci la miile de oameni care se înghesuie în bisericile noastre de sărbători, plini de sarmale și portocale, și, dar obosiți și plictisiți, fiind în stare să spună într-un program de două ceasuri, de trei ceasuri, că noi suntem români, stăm mult nu ești în stare în trei ore să zici îmi slăvi să fie Domnul. Care e contribuția ta aici? Ai venit, ai pus acolo pe o jumătate de scaun și crezi că au stat îngerii la poartă să-ți facă pontajul și ai intrat, cum făceau românii la lucru. Mă, mi-am făcut pontaj. Am intrat, am dormit, am plecat. Nu funcționează cu Dumnezeu așa deloc. Ești gata în seara asta să recunoști că dacă n-ar fi fost Dumnezeu cu tine când erai în mașină într-o fracțiune de secundă, de n-ar fi întins Dumnezeu mâna când erai în spital și zis, Doamne, Dumnezeu le întinde mâna, în această zi n-ai fi aici. Copile drag, de nu ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea părinților tăi. Atunci aminte că zi de zi zice mama și tata același lucru, că dacă n-ar fi ascultat Dumnezeu rugăciunea părinților tăi, tu n-ai fi trăit și n-ai fi fost în această zi aici. Ar trebui să fim mai plini de bucurie și să fim gata să recunoaștem că ceea ce ne ține cu viața este bunătatea lui Dumnezeu. Zice cartea Geneze, zice Biblia și Dumnezeu și-a întins bunătatea peste Iosif. Doamne, Doamne, dacă aș citi superficial, a zice, Doamne, mai întindeți bunătatea și peste alții. Că se pare că de câte ori îți întins bunătatea peste Iosif, din sclav ajunge și pușcăriaș pe deasupra. Dar bunătatea lui Dumnezeu a îngăduit să treci prin câte ai trecut, draga mea, pentru ca în această seară să fie aici. Că niciodată n-ai fi fost aici, de n-ai fi pierdut cât ai fi pierdut, bărbatule. De n-ar fi îngăduit Dumnezeu în casa ta cât o îngăduit în seara asta, n-ai fi la biserică, da? Dar împins de suferința, de necazul, de problemele tale, în această seară ești aici, pentru ca Dumnezeu să spună te iubesc cu dragoste veșnică. Dumnezeu poate să-ți poarte de grijă. Mă înțelegi în seara asta? Dumnezeu poate să vă poarte de grijă. Nu vă gândiți că sunteți prea tineri să vă botezați în apă. Dumnezeu poate să vă poarte de grijă. Nu vă gândiți, bă, am 15, 16, 17 ani, cum o să trec biruitor prin păcatele lumii acestea, pentru că Iosif reușește să biruiască și păcatul imoralității. Când se confruntă cu el, zice ceva extraordinar. Cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? O altă traducere spune că Iosif ar fi zis așa: Să mă ferească Domnul să păcătuiesc. Motivul pentru care mulți oameni cad atunci când se confruntă cu ispita e că avem mentalitatea asta de înfrânț, parcă veșnic înfrânț, iar și încă o dată și încă o dată și iar ne predăm și iar ne predăm. Ascultați-mă, cred din toată inima că păcatul poate fi biruit. Dacă ai mentalitatea asta, în numele Domnului voi fi un biruitor. Amin! Doamne, ajută-ne la asta. Știu că mai avem programe și mâine. Știu că o să aveți destul de lungi programele, dar uh, biruim noi și alea, cumva. Uh, vă mai zic un lucru aici la punctul 1, și după aia apropiem de sfârșit. O să trec la punctul 2, dar el o să fie mai scurt, vă promit. Uh, Poți să biruiești. Vă mai zic o idee. Dacă uh, fugi de rău, nu de probleme. Mai zic o dată, dacă fugi de rău, nu de probleme. Iosif fuge de păcat și în fuga de păcat dă de probleme. Noi facem invers. Dacă în fuga de probleme folosim rău, zicem, lască că Dumnezeu e bun și ne iartă. Iosif fuge de păcat și ajunge la închisoare. Noi în fuga de închisoare folosim și păcatul. De ce? Băi, să scăpăm, că după aia ne rugăm și ne iartă Domnul. Dacă ai mentalitatea asta, întotdeauna vei fi înfrânt. Bătrânii noștri aveau o vorbă, ziceau așa, Biblia zice, feriți-vă de tot ce se pare că e rău. Și întrebau așa, mă, lucrul ăsta mă apropie de Dumnezeu sau nu mă apropie? Apropo, ăștia care vă gândiți la viitoare relații, care sunteți tineri și vă gândiți să vă căsătoriți, sper că nu de aia vă botezați, dar vă gândiți așa, mă, omul ăsta mă apropie de Dumnezeu sau mă îndepărtează? Simplu. Că nu numai că e penticostal sau că e penticostală, că pa, o grămadă de penticostali, de baptiști, de baptiste, mă apropie sau mă îndepărtează. Nimic. nu e ceva mare filozofie toată treaba asta. Că mulți spun, mă, dar unde scrie în Biblie că n-ai voie, de exemplu, să fumezi? Așa mi-a zis odată un tânăr. Și am zis, dragul meu, Biblia e carte pentru deștepți. În Biblie sunt principii generale pe care le aplici în mod particular cu mintea luminată de Duhul Sfânt. Dar am o altă întrebare. Că alții zic, bun, unde scrie în Biblie că n-ai voie să mergi la un club? No, întreb și eu. Poți intra îmbrăcat în haine albe într-o mină de cărbuni? Răspunsul simplu. Poți intra, dar nu poți ieși la fel de alb cum ai intrat. De-aia n-ai voie să mergi într-un club. Simplu. Acum, noi întotdeauna, nouă, ne place să ne jucăm la limită. De genul, asta e păcat, dacă nu scrie clar în Biblie, apoi nu e mare păcat. Și vreau să vă spun e următorul lucru. Principiul biblic e următorul. Mă, dacă nu e foarte clar pentru tine că îi păcat sau nu, mai bine ferește-te de rău. Da, nu e foarte clar. Bă, pentru tine, nu știu dacă e sigur sau nu. Da, te ajută sau nu te ajută. Mai bine ferește-te de rău. Fugi de rău, nu de probleme. Și dacă în fuga de rău dai de probleme, vreau să vă spun ceva. Dumnezeu îți va purta de grijă. Eu lecția asta am învățat-o de la un om sărac și de etnie romă. Uh... Când eram student la București, da, veneam de la Piatra Neamț, că am fost la evangelizare acolo, cu mai mulți, primisem de la părinții mei, mi-au trimis în Piatra Neamț de la Oradea, până cineva, 200 de euro, taxa școlară. Taxa pe care trebuia să o dau la facultate la București, la Institutul Teologic Pentecostal. Aveam banii în buzunar. Eram rupt de oboseală, cum sunteți unii dintre voi. Și cum eram și eu mai înainte. Și ă, aveam ăia 200 de euro în buzunar, țineam cu mâna pe ei, așa, când am, la un moment dat, microbuzul a oprit într-o parcare, a urcat în microbuz un om sărăcăcios de etnie romă cu doi copii după el. Când l-am văzut, am pus mâna mai e ceva. Și am zis, nu cumva să adorm. Știți cum e? Cu cât zi să n-adorm, să n dorm, să n-adorm, parcă atunci te să somnul mai tare. Dintr-o dată am adormit și când să mă trezesc, deja microbuzul era gol, că oprise într-o benzinărie, ca oamenii să meargă să intre în benzinărie, să alimenteze uh, microbuzul și când am coborât, eu mă boima cum eram, banii aveam într-un pormoneu, eu n-am băgat de seamă cum eram așa dormit când am coborât din microbuz, mi-au căzut banii din buzunar, dar n-am băgat de seamă. Și stăteam eu liniștit și dintr-o dată mi-aduc a aminte, mă, banii, mâna, nu mai era pormoneu. În momentul ăla mă gândesc, a, ăla au fost. Mă uit, văd, îl văd în parcare cu pruncii după el. Mâncau niște eugenii. Nu știți voi ce e eugenia. Știți ce e? Știți? Sunteți români atunci. Bă, degeaba faceți voi pe nemții. Uh, mâncau niște eugenii. Când i-am văzut că mănâncă eugenii am zis, fii atent, ăștia mâncă eugenii pe banii mei. De 200 de euro în vremea aia mai ales că 200 atunci era ca 600 acum. Ar fi avut ce mânca eugenii o grămadă de vreme. Omul, când m-a văzut, s-a apropiat de mine și într-adevăr avea în mâna lui pormoneul meu. Dar el între timp, eu nu știam, s-a dus să întrebe pe toată lumea, l-a găsit pe jos. O venit la mine și mi-a zis, domnule, zice, nu știu, ia dumneavoastră, am întrebat și în stânga și în dreapta, poate e pormoneul dumneavoastră, nu am zis nimic, asta e șmecherie, l-am luat, m-am uitat. Să văd dacă bani banii acolo. Erau. I-am luat 200 de euro. Nu-i greu să numeri, chiar dacă nu ești bun la matematică. 1, 2. Hai că mai număr o dată. 1, 2. Deci e clar. După aia am pus să văd dacă nu-s falși. Să mă uit așa la soare. Omul s-a uitat la mine și mi-a zis ceva ce mi-a rămas în minte și mi-a fost rușine. Mi-a zis așa. Domnule, mi-a zis el. Era micuț, slăbuț, îmbrăcat sărăcăcios, cu pruncea aia doi în spatele lui nu o să lui niciodată. O zis așa, domnule, chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Eu mi-a zis că este asta, mi-a fost așa de rușine când venea să mă îngrop acolo la căpătâiul acelui microbuz. L-am întrebat după aia dacă e pocăit și era pocăit. Și tot drumul după aia mi-am mi cerut scuze de la el. Dar mi-a rămas în minte gândul ăsta, chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Că el ar fi putut găsi banii și să zică, mă, binecuvântat domnul și să-i lase în buzunarul lui. mi o rămas în minte și în suflet, nu o să uit câte zile o să am pe pământul acesta, chiar dacă sunt sărac, eu nu fur. Pentru mine ăsta e omul care fuge de păcat, nu de probleme. El ar fi putut să spună, cu banii ăștia mi-a rezolvat problema financiară pentru o lună de zile în vremea aia în România, cu banii ăia, pentru un om atât de sărac. Da, el a zis, nu, nu, nu. Mai bine, fug de, mai bine fug de rău, mai bine fug de păcat, pentru că știu că am un Dumnezeu care îmi poartă de grijă. Când în viața asta vei învăța acest principiu, vreau să vă spun ceva. Chiar dacă o să, vă fie, o să aveți probleme din cauza că, uite, de exemplu, toți colegii fumează un anumit tip de țigară și tu nu fumezi. Și o să râdă de tine. Chiar dacă toți colegii tăi se duc într-un anumit loc și tu nu te duci. Fugi de rău, nu de probleme. De ce? Pentru că Dumnezeu, când vei ajunge în probleme, va interveni în dreptul tău. Acum suntem la punctul al doilea, dar vă promit că este în scurt. Asta e partea finală. Am zis că biruiește doar cel care iubește. Biruiește ispita. Da? Biruiește ispita. Toate cele trei ispite despre care v-am zis. Dar biruiește și încercarea. Cum biruiește încercarea? Caută soluții și nu vinovați. Mai zic o dată și o zic tare. Caută soluții și nu vinovați. Mai zic o dată și știu că la noi la Pentecostal, dacă nu zici tare ceva, parcă zici degeaba. Mai zic o dată, caută soluții și nu vinovați. Mă gândesc la Iosif, când Dumnezeu îi dă pe mână frații, dacă eram în locul lui Iosif, ziceam, Doamne, îți mulțumesc, mi-ai dat pe mână. Că ajung frații lui să fie pe mâna lui. Vă aduceți aminte de momentul ăla? Când îți pe mâna lui și, și și el le spune că realizează că-s frații, că frații lui și când ei realizează cine îi, știți, îi zice, negreșit, voi ați vrut să-mi faceți un lucru rău, dar Dumnezeu a schimbat răul vostru în bine. Dar mai e ceva extraordinar și vreau să vă spun și vouă, Dumnezeu mi-a pus în inimă ideea asta. Când Iosif voi bătrân pe patul morții, își cheamă frații și cheamă pe pruncii lui și le zice așa, când voi când voi fi mort și Dumnezeu va cerceta poporul ăsta și veți ieși de aici din Egipt. Oasele mele să nu rămână aici. M-am tot gândit, mă, ce-a fost în mintea lui Iosif? Ce are el cu oasele? Că după ce mor, ce mai contează unde e oasele? Că mulți se gândesc la asta. Dar Iosif zice, când Dumnezeu va cerceta poporul peste 400 de ani și veți ieși de aici, luați oasele mele și imaginea aia în exodul când Moise și poporul înainte să meargă și aduc aminte că au promis lui, lui Iosif să ia oasele și egiptenii uitându-se, bă, dar ce fac ăștia cu oasele? E imaginea asta extraordinară care mi-aduce aminte de un lucru. Știți ce îmi spune imaginea asta? Că în ciuda faptului că Iosif era mort, Dumnezeul lui Iosif era viu și în ciuda faptului că Iosif era mort, promisiunile lui Dumnezeu rămân mai departe în picioare. Iosif le spune fraților lui și pruncilor lui în felul următor eu voi muri, dar nu uitați Dumnezeu a promis că o să vă scoată din Egipt și are o țară mai bună pregătită pentru noi. Nu lăsați oasele mele aici, eu voi fi mort de multă vreme, dar aș vrea ca oamenii când se vor uita la imaginea asta să-și aducă aminte că Dumnezeu Dumnezeul lui Israel este viu. Chiar dacă Iosif, celui care Dumnezeu i-a făcut promisiunea asta, a murit de mult. Chiar dacă Avram, Isaac și Iacov au murit de mult. În ciuda faptului că oamenii care au primit promisiunea lui Dumnezeu au murit, promisiunile lui Dumnezeu au rămas mai departe vii. Chiar dacă părinții tăi care s-au rugat pentru tine au murit, rugăciunile lor rămân mai departe vii. Chiar dacă părinții și bunicii tăi, cărora Dumnezeu le-a promis prin Duhul Sfânt că va lucra în viața ta, au murit, Dumnezeul rămân lor rămâne viu și promisiunea lui Dumnezeu rămâne mai departe în picioare slăvi să fie Domnul asta înseamnă imaginea asta extraordinară și ciudată în același timp când poporul cu oasele lui Iosif se duce dinainte și se uită egiptenii, bă ce cu ăștia o oh, da, Iosif a murit de 400 de ani, dar Dumnezeu n-a uitat, paharnicul a uitat oamenii uită, dar Dumnezeu nu uită niciodată, de-aia vreau să vă spun ceva, căutați soluții și nu vinovați, că Dumnezeu are întotdeauna o soluție, Dumnezeu are soluție pentru familia ta, acolo unde psihologul și pastorul spune că nu se mai poate face nimic, Dumnezeu poate te face ceva. Acolo unde oamenii se uită și spun nu mai există niciun fel de soluție, Dumnezeu are o soluție. De aceea vreau să spun ceva: nu mai căuta vinovați. Tu nu vezi că ești amărât, dai vina pe Dumnezeu. Ești și tu ca, ca Adam care îi spune lui Dumnezeu, Doamne, nu eu m-am însurat, tu m-ai însurat, eu eram burla convins nevasta pe care tu mi-ai dat-o din cauza ei. Adică dau vina pe tine. Tu nu vezi că dai vina pe Dumnezeu, dai vina pe. Noi dăm vina pe oricine, mai puțin pe noi. Noi românilor ne place să cântăm despre dușmani Și în biserica am luat, ă, Cu dușmanul, dușmanul Dacă ați avea o oglindă vreau să vă spun ceva Ia oglinda și uite-te acolo Cel mai mare dușman ești chiar tu Cu toate deciziile greșite Pe care le-ai luat în viața aceasta Nu da vina pe nimeni Dacă ești cum ești în această zi Nu-i nimeni vinovat Dumnezeu însă are o soluție Vreau să spun, Dumnezeu are o soluție Poate n-ați auzit bine Dumnezeu are o soluție sunteți gata în seara asta să ziceți ca Mica, are prorocul Mica o rugăciune fabuloasă. Zice, nu te bucura de mine vrăjmașă, zice el, e la feminin. Nu te bucura de mine vrăjmașă, că și chiar dacă sunt căzut, mă voi scula iarăși. Și chiar dacă astăzi sunt în întuneric, totuși, Domnul rămâne lumina mea. Dumnezeu are soluție. Pentru întunericul din viața ta, Dumnezeu are soluție. Pentru falimentul tău moral, Dumnezeu are soluție. Pentru problema din familia ta, Dumnezeu are soluție. Dumnezeu are întotdeauna o soluție. Dar vreau să vă mai zic ceva și ascultați-mă și adolescenții și tinerii. Vă mai zic asta. Bine? Și încheiem. Soluțiile lui Dumnezeu nu ne plac. Soluțiile lui Dumnezeu câteodată sunt ciudate. Dumnezeu îi zice lui Moise când evrei erau la mară, apa era amară, Zice, am un filtru de apă, zice, uite bucata aia de lemn. Da, Doamne. Ia bucata de lemn, aruncă-o apă și apa e bună de băut. Doamne, ce soluție asta. Dacă eram în locul lui Moise, ziceam, Doamne, ce soluție asta. Dar tot o bucată de lemn, sub forma unei cruci, rămâne soluția lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Dar de pe bucata asta de lemn se aude vocea Domnului Isus. Eli, Eli, lama sabachthanii. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai părăsit? S-a lăsat în întunericul nu pentru că a fost eclipsă, cum ne spun unii teologi, ci pentru că întunericul în Biblie întotdeauna reprezintă pedeapsa lui Dumnezeu. Biblia ne spune că cei necredincioși vor fi aruncați la sfârșit în întunericul de afară. Toate păcatele noastre cădeau asupra lui Iisus Hristos. Unul dintre părinții bisericii spune că Isus pe cruce a suferit toate chinurile iadului în locul nostru. De aceea, pedeapsa lui Isus și suferința lui este unică. Eli, Eli, lama sabachtani. Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce m-ai părăsit? Asta era soluția lui Dumnezeu pentru păcatele lumii. Pentru că Dumnezeu are întotdeauna o soluție. El are soluție și pentru faliment, și pentru cancer, și pentru durere, și pentru suferință, dar mai ales, nu vreau să știu nimic altceva în mijlocul vostru decât soluția lui Dumnezeu. Zice John Stott, unul dintre marii teologii ai lumii, n-aș fi crezut niciodată în Dumnezeu dacă n-ar fi fost crucea lui Isus Hristos. Pentru că într-o lume a durerii și a suferinței, cum aș fi putut să cred într-un Dumnezeu care nu înțelege și nu poate simți suferința? Dar pe cruce, El a suportat chinurile iadului pentru ca noi să ne ajungem acolo. Șansa noastră, cel care iubește, biruiește inima ta să se lege de el și să spui, Doamne, ajută inimii mele să te dorească, dorindu-te să te caute, căutându-te să te găsească, găsindu-te să te iubească și iubindu-te să înceteze să păcătuiască. Aș vrea în momentele care vor urma să-mi permiteți să fac și o rugăciune și aș vrea să vă ridicați împreună cu mine în picioare. Nu-i suficient să facem liniște în exteriorul nostru, aș vrea să facem liniște în sufletele noastre. Vreau să fac o rugăciune și apoi voi lăsa microfonul fratelui pastor. Dar aș vrea să fac o rugăciune Duhului Dumnezeu îmi pune gândul acesta. Vreau să fac o rugăciune pentru acei oameni care caută o soluție. Caută o soluție pentru problema lor. Caută o soluție pentru păcatul lor, pentru falimentul lor. În seara asta vreau să spun un lucru. Isus e aici. El a zis, eu sunt calea. Calea spre soluție este Isus. Fii gata să-i spui, Doamne Dumnezeule, atinge-te și de mine. Cum te-ai atins de Ioan în la Patmos, atinge-te, Doamne, și de mine. Spunem -mi și mie, nu te teme, nu te teme. Dacă ești în seara asta aici, vreau să stați cu ochii închiși și ai fost biruit de tentații și ai fost biruit de ispite, dar vrei în seara asta o soluție care să te ajute să biruiești. A vrea să îndrăznești când stăm cu ochii închiși tu să ridici mâna sus. Și vreau să fac rugăciunea asta pentru tine. Tu care ai fost confruntat cu tentații, cu ispite și ai fost de atâtea ori biruit, dar vrei să biruiești începând cu seara asta. Domnul are o soluție. Și soluția este Isus Hristos. A vrea să îndrăznești să stai cu mâna ridicată sus am rugămintea să nu stați cu ochii deschiși pentru ca toată lumea să aibă curajul, dacă e cazul, să ridice mâna sus. Dacă e cineva în seara asta care vrea să-i spun acest lucru lui Isus, aș vrea să stea cu mâna ridicată sus. Vreau să vă aduc aminte că numele Domnului nostru este Iac Venisi. Dumnezeu este steagul nostru. Și când evreii au biruit, au făcut un altar și au pus numele acestui altar, Iac Venisi, Dumnezeu este steagul nostru de biruință. Poate ești căzut în seara asta, poate ești căzut. Dar de acolo, de la pământ, ridic un steag de biruință. Mâna ta ridicată e ca un steag pe care un războinic, înfrânt, aproape mort, pe câmpul de bătălie, îl ridică. Și ridicarea aceasta e semnul începutului biruinței în numele Lui Dumnezeu. Aveam drăs să îndrăznesc să stai cu mâna ridicată sus și voi face rugăciunea asta pentru tine. Doamne Dumnezeule, uită-te la cei care stau cu mâna ridicată, cu ochii plini de lacrimi și cu sufletul în genunchiat înaintea ta. În numele Lui Isus Hristos, atinge-te de ei. Doamne, în seara asta am simțit prezența ta, dar dincolo de sentimentele mele, Doamne, prin credință, știu că ești aici. Și în fața slavei tale, Doamne, la fel ca Ioan altă dată, sunt oameni care nu îndrăznesc să răstească nici măcar un cuvânt. Sunt prăbușiți ca morți la picioarele tale dar așteaptă din partea ta Dumnezeul al vieții să întinzi mâna peste ei și să le spui cum i-ai spus lui Ioan nu te teme și să ne aduci aminte că tu ai biruit și dacă tu ai biruit, Doamne, știm că vom birui și noi și dacă Iosif a fost biruitor în Vechiul Testament, Doamne noi în Noul Testament suntem mai mult decât biruitori prin Isus Hristos, tu Doamne, Tată din Ceruri, în Isus Hristos ai pregătit faptele bune în care noi trebuie să pășim, de aceea te rog în această seară, uită-te, Doamne, la toți cei care stau cu mâinile ridicate și cu sufletul îndurerat înaintea ta, pocăindu-se înaintea ta, strigând către tine, Doamne, ca Bartimeu altădată, fiul lui David, ai milă de mine! Sunt oameni, Doamne, în seara asta care vin cu lacrimi înaintea ta, sunt lacrimile pocăinței cu sufletul turburat și cu inima, Doamne, îndurerată, cerându-ți un singur lucru, Doamne, te rog în numele Domnului Isus Hristos, adu iertare și eliberare în numele sângelui de la Golgota, Tată din ceruri. Rupe orice legătură a întunericului și te rog, Doamne Dumnezeule, dacă sunt oameni care de ani de zile sunt dominați de păcate în numele Domnului Isus Hristos, fie eliberat în seara asta. În numele sângelui de la Golgota, eliberează. În numele jertfei lui Isus Hristos, ridică. În numele jertfei lui Isus Hristos, iartă, Doamne Dumnezeule, o cercetează Doamne, poporul. Și zic și eu ca David altădată, cercetează-mă, Doamne. Și de nu voi răspunde cercetării, încearcă-mă, Doamne. Dar dacă vezi că suntem pe o cale rea, dune pe calea veșniciei, prin Duhul tău cel Sfânt, zmulge-i, Doamne, pe cei ce sunt pe calea întunericului și pune-i pe calea veșniciei, a luminii și a vieții veșnice. Îți mulțumesc, Doamne, că în seara asta vei face acest lucru. Îți mulțumesc pentru cercetarea pe care o simțim în adunare. Și îți mulțumesc, Doamne Dumnezeule, că ai dat o mare biruință în biserica aceasta. Și îți mulțumesc, Doamne, că în locul acesta vei face mai departe, din locul acesta, un spital în care oamenii cu sufletele bolnave vor fi iertați și apoi botezați în numele Domnului Isus Hristos. Amin.